Berbec, haideți să vă fac puțin pentru general, pentru serviciu, pentru bani, pentru luna noiembrie. Haideți să ne gândim mai departe puțin, că acum deja suntem în 20, aproape mâine, deci nu mai este mult. Să ne gândim puțin în general. Deci am să mă gândesc prima dată la serviciul dumneavoastră. Haideți să vedem. Berbecul, la serviciu. Aveți multă pasiune, vă place ce faceți, deci multe persoane în ce lucrați, lucrați pentru că vă place, pentru că de plăcere, deci nu lucrați pentru că trebuie. Vreți ceva nou sau ați intrat într-un serviciu nou sau intrați într-un serviciu nou sau ceva se renovează la locul de muncă unde veți avea mai multă acțiune, unde o să vă propună să faceți o... Vă propune să aveți o nouă funcție, dar propunerea asta parcă va veni mai târziu, cam pe la anul. Dar acum se renovează ceva. Unde dumneavoastră o să perseverați, o să aveți mai multă putere, o să fiți mult mai entuziaști. Poate că acum nu vă convine schimbarea asta la unii, dar... mai târziu, da, vă va conveni. Aici că stați, vedeți, poate aveți o afacere proprie, dar dacă aveți, vă va merge foarte bine afacere proprie. O să faceți ceva nou în afacerea asta, adică conduceți foarte bine, sunteți angajații sunt mulțumiți sau persoanele din jur sunt mulțumite de dumneavoastră. Descoperiți ceva care vă bucură la locul de muncă, aveți multă perseverență, bucurie, puteți să aveți o relație cu cineva, cu un coleg sau fost coleg sau cineva care vă place foarte mult la serviciu, dar arată mult noroc, multă uniune, multă, cum să zic, vă simțiți bine în serviciul acesta și în afacere dacă este și arată că o să stați mult timp acolo. Dacă nu aveți contract sau nu aveți serviciu, arată că vorbiți cu persoane ca să găsiți și găsiți. Și arată că intrați undeva la serviciu, dar parcă spre sfârșitul lunii noiembrie sau sfârșitul începutul anului viitor. Asta se vede la serviciu. Haideți să vă spun la bani. La bani. Pentru luna noiembrie. Cum stați cu banii? La bani arată că vă vine o sumă de bani de undeva, până la urmă, arată că ați ajutat pe cineva financiar sau vă gândiți să primiți banii aceia sau tot timpul aveți de-a face cu mulți bani și sunteți în echilibru cu banii, dar câteodată nu că rămâneți fără, dar scadeți, deci... După aceea, iarăși așteptați să se umple contul și se umple contul. Aveți binecuvântare, totuși. Vă plac banii foarte mult. Sunteți în direcția banilor, adică îi și dumneavoastră iubiți pe ei și ei vă iubesc pe dumneavoastră. La bani. Aveți o moștenire de primit sau o sumă mare de bani care... Vă este furată, vă este oprită, vă este ca și când nu puteți obține sau nu puteți strânge banii ăștia pentru că aveți un fel de persoane, aveți persoane negative în jur
Sau persoane care tot timpul spun ajută-mă sau asta, dar dumneavoastră ajutați și rămâneți dumneavoastră fără bani. Sau o sumă mare de bani care va trebui, o veți pierde în ceva. Afacere sau... Nu faceți afaceri și nu dați bani pentru că rămâneți fără bani. Sunt energie. Și tu când dai din energia aia, deci rămâi fără ei. Așa. Haideți să ne gândim puțin, deci bani, la sănătate, puțin la sănătate. La sănătate, nu o să scot decât 3 cărți. Arată răceală. O reevaluare, deci o să faceți analize sau analize. Și nu se vede niciun fel de... Poate să aveți cu picioarele sau spatele, dureri sau ceva, dar arată că o să aveți, o să vă însănătoșiți. Haideți să vă spun la dragoste puțin. La dragoste, cei care aveți pereche. Haideți să strâng puțin astea. La cei care aveți pereche, care sunteți cu cineva. Cei care sunteți cu cineva arată că căsătorie sau ce aveți, arată succes și arată că rămâneți împreună, aveți o relație stabilă, că încet încet cresc sentimentele și o să vă simțiți mai confortabil. Arată unele certuri cu familia sau cu soacra, cu fratele, cineva care vă provoacă, și dar arată succes totuși, relația este foarte bună. Vă completați foarte bine unul pe celălalt. Vă înțelegeți mai bine. Ați avut unele probleme, dar arată că vă concentrați mai mult pe ce vrea celălalt. Vă concentrați și arată că speranță, uite, mare noroc, sentimente, noroc. A, și mai arată că poate mai aveți pe altcineva în minte, o a doua persoană sau o a treia persoană. Dacă este așa, arată că aveți bine cu toată lumea. Deci, în dragoste o să vă meargă foarte bine la cei care aveți pereche. Foarte bine. Haideți să vă spun la cei care nu aveți pe nimeni, la cei singuri. La cei singuri, dacă nu aveți pereche. A, uite. Sigur vă găsiți pereche dacă nu aveți. Uite. Arată că o să cunoașteți pe cineva, deja intuiți cam cine e sau cam știți, dar nu știți sigur, arată că vi se împlinește o dorință, arată că lucrați cu legea atracției sau faceți ceva, rugăciuni sau cu ce lucrați, arată că vă aduce acea persoană care o doriți, că nu veți mai fi singur și că veți fi împreună cu această persoană. Și arată că ați fost o perioadă sau sunteți de o perioadă lungă singuri, că ați avut pe cineva, dar acea persoană a plecat cu altcineva parcă, sau acea persoană are pe altcineva, dumneavoastră sunteți singuri sau de mult timp și că o să cunoașteți pe cineva cu care o să aveți o relație de căsătorie, cu împlinire în tot ce vă imaginați dumneavoastră și stabilitate. Așa, și să vă mai spun la amant, dacă aveți a treia persoană. Deci o persoană în specială care vă gândiți la ea. Deci gândiți-vă la persoana specială. O persoană în concret, concretă, deci el e sau ea e. Cu această persoană o să vă schimbați comportamentul, atitudinea. Pentru că vreți să aveți mai multe posibilități cu această persoană, simțiți că ați tolerat prea mult din tot ce face și e timpul să se adapteze, să facă ce vreți dumneavoastră. Sunteți foarte concentrați și foarte disciplinați, cu curaj și vreți ca această persoană să facă ce doriți dumneavoastră. Și faceți niște schimbări
în comportamentul dumneavoastră sau în comportament față de această persoană ca să puteți să o prindeți, ca să puteți să o dominați. Arată că da, o să o dominați. Vă dă dureri de cap această persoană. Vă doriți foarte mult să stați cu ea în casă, cu el în casă, cu această persoană, cu ea, cu el. Dar spune să aveți mai multă răbdare, curaj, răbdare, că de concentrați sunteți concentrați, comportamentul este bun. Doar el sau această persoană pe care o doriți este puțin, nu este disciplinată, da? Nu este determinată, nu are motivație. Și va dura puțin, dar cu răbdare arată că va fi bine. Cam asta a fost etalarea, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.